Mai bine mă simt pentru că am reușit să ne calificăm. Am întâlnit un adversar bun și era păcat să nu reușim această performanță, pentru că ne-a transmis și mister înainte de meci că nu știe nici dânsul când o echipă românească o să mai reușească asemenea lucru de a merge în primăvara europeană. Ce momentul în Da, momentan da, dar sper să reușesc să marchez și pe viitor goluri mai importante. În momentul în care ai marcat, știai scorul de la reîncălație? Nu, auzisem ceva la pauză, dar am vorbit în vestiar, nu ne interesează. Știam că depinde de noi să ne calificăm și aveam nevoie să nu primim gol în primul rând. Ai o preferință legată de adversarul din jurul de timp? Sunt adversari foarte buni. Important este să ne facem noi jocul și să reușim să facem din nou o figură frumoasă, pentru că în acest an consider că nu ne-am făcut de râs în Europa. Familie, pentru că sunt mereu lângă mine, sau familia este mereu lângă mine și prietenii apropiați. Un an perfect pentru tine sau dacă debutai și la Național atunci de-abia era perfect? Da, mi-ar fi plăcut și mi-aș fi dorit să debutez la Național, asta a fost să fie. Muncesc în fiecare zi pentru a ajunge din nou acolo și dacă este nevoie de serviciile mele să pot să ajut. Cum ați trăit săptămâna asta? Că știați că mai aveți nevoie de un punct, sunteți atât de aproape, dar puteați să nu fiți în 16. Da, după înfrângerea de la Botoșani am avut o ședință mai dură cu mister. Ne-a spus că depinde de noi pentru a reuși un an extraordinar. Să nu dăm cu piciorul acestor șanse și de a intra în Europa în primăvară și de a termina pe primul loc în campionat. Jumătate din drum l-am parcurs, însă acum trebuie să ne concentrăm pentru meciul de luni, pentru că vrem să revenim pe primul loc. Nu știu nimic, dânsul este în continuare cu noi. Când ne va spune dânsul că va pleca sau nu, noi trebuie să ne facem treaba. Cum e cu Dan? Vă ține în priză? A jucat cu teamă sau cu ambiție în seara asta? Cu ambiție consider, cu teamă nu. Într-adevăr, era presiunea rezultatului, știam că o să întâlnim o echipă bună, s-a văzut și în prima repriză, nu contează cine joacă la ei, sunt o echipă bună, dar noi chiar ne-am dorit foarte mult în această seară de a ne face pe noi mândri și implicit și țara. Mai e posibil la 3-4 zile să vă concentrați și pentru meciul cu Astra, foarte important. Da, bineînțeles, este datoria noastră pentru că mai avem două meciuri și după aia o să intrăm în vacanță. Ar fi păcat să nu terminăm în fanfară acest an.